Bună ziua, dragi copii! Astăzi o să citim împreună povestea elefantului Elmer. A fost odată o turmă de elefanți. Elefanți tineri, elefanți bătrâni, elefanți înalți, elefanți grași sau slabi, elefanți așa și așa de toate formele, dar toți fericiți și toți de aceeași culoare, toți în afară de Elmer. Elmer era diferit. Elmer era multicolor. Elmer era galben și portocaliu și roșu și roz și violet și albastru și verde și negru și alb. Elmer nu avea culoarea elefanților. Elmer îi făcea să râdă pe elefanți. Uneori el glumea cu ceilalți elefanți, alteori aceștia glumeau cu el. Dar, de obicei, Elmer era cel care stârnea chiar și cel mai mic amuzament. Într-o noapte, Elmer nu putea să doarmă. Îl frământa gândul că s-a săturat să fie diferit de ceilalți. Cine a mai pomenit un elefant multicolor? Se gândea el. Nu-i de mirare că toți râd de mine. A doua zi dimineața, înainte ca toți ceilalți să se trezească de-a binelea, Elmer a plecat tiptil, fără să-l mai vadă nimeni. Mergând prin junglă, Elmer s-a întâlnit și cu alte animale. Ele îi spuneau întotdeauna, "Bună dimineața, Elmer!" Și de fiecare dată, Elmer zâmbea și le răspundea, "Bună dimineața!" După ce a mers mult, Elmer a găsit ceea ce căuta, un arbust mare, un arbust imens, plin cu fructe de pădure, fructe de culoarea elefanților. Elmer a prins arbustul cu trompa și a început să scuture până când fructele au căzut pe pământ. După ce pământul s-a acoperit de fructe, Elmer s-a întins pe jos și a început să se tăvălească pe toate părțile. Apoi a adunat grămezi de fructe și s-a frecat cu ele pe tot corpul, acoperindu-se cu sucul de fructe până când n-a mai rămas nici strop de galben și portocaliu și roșu și roz și violet și albastru și verde și negru și alb. Când a terminat, Elmer arăta ca un elefant obișnuit. După aceea, Elmer s-a întors la turma lui. Pe drum s-a întâlnit din nou cu alte animale. De data aceasta, toate îi ziceau, "Bună dimineața, elefantule!" Elmer, bucuros că nu a fost recunoscut, zâmbea și le răspundea de fiecare dată, "Bună dimineața!" Când Elmer a ajuns la turma lui, toți elefanții stăteau liniștiți. Niciunul nu l-a recunoscut pe Elmer, care și-a croit drumul în mijlocul turmei. După un timp, Elmer și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Dar ce? S-a uitat în jurul lui. Aceeași junglă, același cer senin, același nor de ploaie care venea din când în când și, în sfârșit, aceiași elefanți dintotdeauna. Elmer s-a uitat la ei. Elefanții stăteau absolut nemișcați. Elmer nu-i mai văzuse niciodată atât de serioși. Și cu cât îi privea mai mult pe elefanți, care stăteau serioși, tăcuți și nemișcați, cu atât mai mult îi venea să râdă. Până la urmă n-a mai rezistat, a ridicat trompa și a strigat din toate puterile. Buuu! Elefanții s-au speriat și au căzut pe unde s-a nimerit. Doamne, Dumnezeule! Au strigat ei. Apoi l-au văzut pe Elmer care se prăpădea de râs. Elmer, el trebuie să fie, au spus ei. Și toți elefanții au izbunit în râs și au râs cum n-au mai râs niciodată. În timp ce râdeau, a început ploaia, iar când stropii de ploaie l-au dat pe Elmer, iar a început să-i se vadă pielea colorată. Elefanții au râs într-una în timp ce apa de ploaie l-a spălat complet pe Elmer. O, Elmer, a spus printre hohote de râs un elefant bătrân,
Ne-ai făcut să râdem cu multe glume bune, dar asta le-a întrecut pe toate. N-ai rezistat mult timp și ți-ai arătat din nou adevărata față. Trebuie să sărbătorim această zi în fiecare an, a spus altul. Asta va fi ziua lui Elmer. Toți elefanții trebuie să-și picteze pielea în culori, iar Elmer se va picta în culoarea elefanților. Și exact asta fac elefanții. O zi pe an, ei își vopsesc pielea în culori și defilează. În ziua aceea, dacă veți vedea un elefant cu pielea de culoarea elefantului, să știți că acela este Elmer. Aceasta a fost povestea noastră.